Salut, eu sunt Cosmin de la Honkineto și bine ai venit la episodul 4 al Școlii de Postură. Astăzi vom vorbi despre cum să ridici corect obiectele grele și cum să le manipulezi în siguranță. Dă subscribe și hai să începem! Fără să-ți dai seama, în activitățile cotidiene, te lovești de obiecte grele. Mereu apare acel obiect care trebuie dat din calea ta și care, în multe cazuri, poate fi motivul pentru care te alegi cu o durere de spate sau chiar cu o hernie de disc. Vorbim aici de obiecte de care ne lovim peste tot în jurul nostru. O listă simplă ar fi, de exemplu, un bax cu apă, o butelie, orice obiect care cântărește, să zicem, peste 15-20 de kilograme. Chiar dacă mulți dintre noi ne simțim puternici atunci când vorbim de astfel de obiecte, realitatea însă, dacă faci greșeala din episodul 3 al școlii de postură și o aplici în manipularea obiectelor grele, ești pe un drum total greșit către a avea dureri de spate. Crede-mă, nu durează mult până ce spatele spune că nu este deloc bine ceea ce faci. În acest sens, îți voi demonstra în continuare cum poți să manipulezi în condiții de maximă siguranță obiecte grele. Acum, asta nu înseamnă că vei putea manipula orice obiect de orice greutate. Limita pe care o poți ridica și manipula este strict dependentă de potențialul fizic la care ești în momentul de față. Dacă ești o persoană bine antrenată, poți aplica aceste sfaturi pentru a te proteja. În schimb, dacă ești o persoană neantrenată, poți folosi toate aceste sfaturi pentru a-ți facilita activitățile cotidiene. Și acum să facem o mică demonstrație. Stop cadru, am apucat greutatea. În acest moment mă interesează foarte, foarte mult să îndrept spatele, să nu mă las cu spatele relaxat. După ce am apucat greutatea, hopa sus. Foarte simplu. Dacă trebuie să ridic greutatea și mai sus de atât, mă voi folosi de coapsă. După cum poți vedea aici, am pus greutatea pe coapsă, mă ajut de coapsă să o ridic până la piept. Hop, și e sus. Excelent! În acest moment mă interesează foarte, foarte tare să țin greutatea cât mai aproape de corp. Cu cât greutatea este mai aproape de corp, cu atât îmi este mai ușor să o car, deoarece brațul pârghiei este unul cât se poate de mic și avantajos. Apoi punem greutatea la loc cu spatele drept și mai demonstrăm o dată. De această dată am luat greutatea de jos de tot. Cam așa se întâmplă și când ai de manipulat, să zicem, o cutie sau un obiect fără mânere. Trebuie să strecori mâinile sub acesta, apoi spatele drept, privirea în față, trage aer adânc și hop, am ridicat. Uite, pot să mă și plimb un pic cu ea. Aici îți arăt de fapt că pentru a căra un obiect greu, cea mai avantajoasă poziție este să-l ții cât mai aproape de abdomen. E simplu? Perfect! Acestea au fost demonstrațiile. Spune-mi, te rog, în comentarii ce părere ai despre acest video și ți-a plăcut la el, ce nu. Scrie-mi, te rog, în comentarii și te aștept cu drag să vizionezi următoarele materiale pe care le voi posta aici. Nu uita să dai subscribe și like acestui video și aplică ceea ce ți-am prezentat. Aplică, aplică, aplică. Eu sunt Cosmin și îți urez multă sănătate!